Slăvit să fie Domnul! Vă invit să dăm cinste cuvânt. Vom citi cuvântul Domnului din 1-a epistolă sobornicească a lui Ioan, capitolul 3, versetul 19 până la versetul 24, pagina în Biblie 1201. Dumnezeu este mai mare decât inima noastră și cunoaște toate lucrurile. Prea iubiților, dacă nu ne osândește inima noastră, avem îndrăzneală la Dumnezeu. Și orice vom cere, vom căpăta de la El, fiindcă păzim poruncile Lui și facem ce este plăcut înaintea Lui. Și porunca Lui este să credem în numele Fiului Său, Iisus Hristos, și să ne iubim unii pe alții cum ne-a poruncit El. Cine păzește poruncile Lui, rămâne în El și El în El. Și cunoaștem că rămânem, că El rămâne în noi, prin Duhul pe care ne l-a dat. Amin. Vă invit să reocupăm locurile. Pentru seara aceasta, Dumnezeu mi-a pus pe inimă să vorbim despre mustrare de conștiință. Uitându-mă săptămâna aceasta, când în agenda bisericii care fiecare membru avem, mă uitam că în luna trecută s-a vorbit, și știm foarte bine lucrul acesta, despre înțelepciunea administrativă, înțelepciunea emotivă, și în luna aceasta se va vorbi despre trezirea conștiinței, trezirea cugetului nostru înaintea lui Dumnezeu. Nu știam că trebuie să predic seara aceasta, dimineață stăteam la muncă și meditam la aceste sau aceste texte care ar trebui să le vorbim, și Dumnezeu mi-a pus pe inimă versetul acesta din Ioan despre această mustrare a cugetului, a conștiinței noastre, care spunea cuvântul Domnului că dacă nu ne mustră cugetul nostru, da? Dacă nu ne osândește inima noastră, avem îndrăzneală la Dumnezeu. Acum, nu că fac o legătură între luna trecută și ceea ce urmează luna aceasta să vorbim, dar mă gândesc că e bine, potrivit, să vorbim în seara aceasta despre cugetul nostru, despre mustrarea cugetului nostru, sau ceea ce ar trebui să înțelegem, de ce ne mustră cugetul nostru. Sunt lucruri sau întrebări pe care fiecare dintre noi ne le punem, datorită faptului că înaintea lui Dumnezeu noi trebuie să fim liberi în cugetul nostru, și dacă în vreun loc știm că vrăjmașul ne-a înșelat și dacă știm că am greșit, când venim înaintea lui Dumnezeu, nu venim înaintea unui om care ne putem ascunde, care el nu știe ce am făcut luna trecută, de dimineață, de când ne-am sculat până în momentul de față, el nu știe, omul nu știe, dar Dumnezeu știe. Și dacă Dumnezeu știe și înaintea lui totul este gol și descoperit, cum venim noi înaintea Domnului știind că am făcut ceea ce nu era bun de făcut? Fie un gând, o vorbă nu la locul ei, o faptă. Sunt atâtea lucruri prin care noi putem greși înaintea lui Dumnezeu. Și dacă noi greșim în fiecare zi, și vom vedea în jumătatea predicii despre faptul că conștiința nu ne mai mustră, și aici este grav, de ce nu ne mai mustră? Dar pas cu pas, cu ajutorul lui Dumnezeu, într-un timp limitat cât mai posibil, aș vrea să discutăm câteva lucruri și mă rog Domnului ca să-mi dea o idee clară, ideile clare, pe înțelesul să înțelegem pentru ce suntem chemați și cum trebuie să ne păstrăm înaintea lui Dumnezeu. Când vorbim despre această mustrare a cugetului, spune cuvântul lui Dumnezeu în 2 Samuel, în 1 Samuel, în capitolul 24, să vedeți ce se întâmplă atunci când faci ceva rău, când nu faci ceva după voia lui Dumnezeu,
În lăuntrul nostru trebuie să fie o părere de rău. Trebuie să ne mustrăm pe noi înșine. Trebuie să fim atenți la mustrările cugetului. Observați, David spunea cuvântul lui Dumnezeu, era în peștera Enghedi, urmărit de Saul și de vitejii lui sau de oastea lui Saul, îl căuta în toate părțile și când intră în această peșteră nu-l vede, nu-l găsește, și David spune cuvântul Domnului că s-a apropiat de Saul și i-a tăiat colțul mantalei. Ce se întâmplă după aceasta? Versetul 5 spune așa: după aceea, inima îi bătea pentru că tăiase colțul hainei lui Saul. Acum, eu nu înțeleg, sau ce știu eu, înțelegem noi, poate vrem, dacă vrem, înțelegem mai multe sensuri versetul acesta. Că îi bătea inima de emoție, îi bătea inima de frică, dar eu nu cred lucrul acesta. Știți de ce? Pentru că David era viteaz. Când mergea la luptă, el nu avea frică. Avea posibilitatea să îl omoare pe Saul. Și când cel de lângă ei sau vitejul lui David îi spunea: de ce nu l-ai omorât? Spunea David: cum pot să îl omor pe unsul Domnului, da? De aici înțeleg că atunci când i-a tăiat colțul mantalei, inima îi bătea prin faptul că el considera că a făcut un rău lui Saul și nici acela nu trebuia să-l facă. Tot despre David, în 2 Samuel, capitolul 24, spunea cuvântul lui Dumnezeu aici despre un lucru pe care David îl face și nu i-a spus Dumnezeu. David avea obiceiul să-l întrebe pe Dumnezeu când trebuia să meargă la luptă, să mă duc, cum să mă duc. Întreba, nu făcea un pas fără știrea lui Dumnezeu. De data aceasta, David, ca să se vadă ce știu eu, s-o fi văzut el puternic și să vadă ce știu eu, să pună frica în dușmani prin faptul ca să trimită un număr de ostași, că eu am atâți oameni care vor lupta cu mine, el se apucă și face numărătoarea poporului. Lucru care nu i-a spus Dumnezeu. În momentul când face această numărătoare, Dumnezeu nu-i place de planul acesta sau de gestul acesta al lui David, și versetul 10 spunea cuvântul Domnului așa: David a simțit cum îi bătea inima după ce făcuse numărătoarea poporului și a zis Domnului: am săvârșit un mare păcat făcând lucrul acesta. Acum, Doamne, binevoiește și iartă nelegiuirea robului tău, căci am lucrat în totul ca un nebun. Și David nu a făcut altele lucruri, a făcut numărătoarea poporului. Dar lucrul acesta, datorită faptului că nu i-a spus Dumnezeu, el în conștiința lui s-a simțit mustrat, și inima îi bătea și a simțit că ceva nu este clar, nu este după voia lui Dumnezeu. Acum, fraților, întorcându-ne la noi, noi în fiecare zi avem posibilitatea, trăim pe pământul acesta și în firea aceasta pământească, care cuvântul Domnului ne spune să o răstignim, să ne purtăm aspru cu trupul nostru, de multe ori noi nu facem lucrul acesta așa după cum ar vrea Dumnezeu. Eu mi-amintesc o teologie veche a bătrânilor noștri, care poate unii o desconsiderăm. Și ne spuneau bătrânii noștri cum să ne purtăm în lumea aceasta. Și deviza era cam în felul acesta: să nu faci ce face lumea. Să nu faci ce face lumea. Dacă lumea înjură, creștinul trebuie să înjure? Sau parolace, cum în italiană, că Dumnezeu nu știe italiană? Dacă lumea fumează, copiii lui Dumnezeu ar putea să facă aceasta? Dacă lumea bea,
îi place băutura, copilul lui Dumnezeu ar trebui să o facă aceasta? Dacă oamenii din lume, lumea aceasta se duce la cinema, copiii lui Dumnezeu poate să o facă? Dacă batjocoresc numele lui Dumnezeu, copiii lui Dumnezeu poate să o facă? Dacă ei se judecă unii pe alții, se bârfesc, se defăimează, oare copiii lui Dumnezeu trebuie să facă aceasta? Deci, vedeți, această teologie, dacă noi o punem în practică în seara aceasta, fraților, câte lucruri avem de obiectat în viața noastră? Și nu numai atâtea, sunt atâtea lucruri pe care sunt în firea aceasta pământească, dacă noi nu o răstignim și nu ne purtăm aspru cu trupul nostru, vom descoperi în fiecare zi o poftă, o ispită nouă, care o aduce cine? Vrăjmașul prin firea pământească. Întrebarea care o am în seara aceasta pentru mine și dacă vreți să fim împreună de același sentiment, ne mustră conștiința în tot ce am făcut? Fraților, spunea cuvântul Domnului, dacă nu ne osândește inima, avem îndrăzneală la Dumnezeu. Cum te prezinți tu în fața unui om, în fața șefului de fabrică, a șantierului sau unde lucrezi, știind că ai făcut o greșeală, că ai adus o pagubă, știind că ai făcut ceva rău, cum te duci tu în fața lui? Ce știu eu, să iei penalizarea sau să ceri scuze sau ce știu eu, cum te duci? Râzând? Dansând într-o parte și în alta? Nu te duci cu sfială? Nu te duci cu rușine? Cu smerenie? Găsești toate cuvintele pentru a te justifica înaintea lui? Și totuși noi, de multe ori, înaintea lui Dumnezeu, desconsiderăm lucrul acesta. Credem că Dumnezeu nu știe, El nu se uită la toate nimicurile, El nu ia seama la toate slăbiciunile noastre. Și de multe ori viața noastră, fraților, încet, încet, ne judecându-ne pe noi înșine sau necontrolându-ne pe noi înșine sau nepornind de la zero spre împărăția lui Dumnezeu, întoarce-te de unde ai căzut, spunea cuvântul Domnului. Ei, noi nu mai facem aceea. Am uitat ce am făcut ieri, că Dumnezeu e bun și iartă. Și mergem mai departe. Ei, înaintea lui Dumnezeu nu este așa. Înaintea lui Dumnezeu, spune cuvântul Domnului că orice faptă El va aduce la judecată. Și orice cuvânt nefolositor care a ieșit din gură, El îl va judeca. Când vorbim de mustrarea conștiinței, o putem elimina tot prin mustrare. Cum spune proverbul românesc, cui pe cui se scoate, da? Ca să avem parte de o conștiință curată, să fim curați înaintea lui Dumnezeu, noi trebuie să luăm aminte, nu la mustrarea conștiinței, chiar dacă o avem, noi trebuie să luăm aminte la mustrarea Domnului. Când ne mustră Domnul, ce facem? Ne aducem aminte de ce am făcut, ne întoarcem la El cu recunoștință, ca să ne păstrăm conștiința curată. În privința aceasta, spunea cuvântul lui Dumnezeu, în Proverbele, capitolul 15, versetul 5, spunea cuvântul Domnului așa, nesocotitul disprețuiește învățătura tatălui său, dar cine ia seama la mustrare, ajunge înțelept. Dacă noi luăm seama la mustrarea Domnului, care o face prin Evanghelie, prin cuvântul lui Dumnezeu, spune Evanghelia că noi ajungem înțelepți. Apoi în versetul 32 spunea cuvântul Domnului, cel ce leapădă certarea își disprețuiește sufletul, dar cel ce ascultă mustrarea, ce face? Capătă pricepere. Deci vedeți, fraților, deci noi ca să fim salvați, să spun așa, poate găsesc cuvântul mai greu potrivit, să fim salvați de mustrarea conștiinței, ca să fim atenți la pașii care îi facem în față, în viața aceasta, să nu greșim înaintea lui Dumnezeu,
Noi trebuie să luăm aminte la mustrarea Domnului care El o face prin Evanghelie. Și oare de ce nu ar trebui să luăm aminte la această mustrare când Dumnezeu ne spune că am greșit, că suntem păcătoși, că suntem bârfitori, că suntem mânioși, că suntem, ce știu eu, în alt fel? Oare de ce ar trebui să nu ascultăm această mustrare? De ce ar trebui să o îndepărtăm? În această privință, spunea cuvântul lui Dumnezeu, în Psalmul 50 cu versetul 8, spune că nu pentru jertfele tale te mustru. Deci, poporul Israel avea ceva bun în el, dar nu era totuși lucrul acela important înaintea lui Dumnezeu. Și spunea aici că, în versetul 8, nu pentru jertfele tale te mustru, căci arderile tale de tot sunt necurmate înaintea mea. Deci credea prin această religiozitate, o numesc eu, că poporul Israel era plăcut înaintea, credeau ei, că erau plăcuți înaintea lui Dumnezeu. Dar ei au uitat ceva să facă. Și spunea versetul 14, practic cheia la care consider că Dumnezeu voia să ajungă și să îi spună poporului Israel ce trebuie să facă, pe lângă jertfele care trebuia să le aducă. Spunea că aduc ca jertfă lui Dumnezeu mulțumiri și împlinește-ți juruințele făcute celui prea înalt. Deci aduc ca jertfă lui Dumnezeu mulțumiri. Și se vorbea în duminicile trecute despre mulțumirea pe care trebuie să o avem, să fim mulțumiți în starea în care suntem, cu ce ne-a dat Dumnezeu, cu ce ne-a înzestrat Dumnezeu. Noi în seara aceasta, și seara aceasta, parcă fratele Ionel spunea că îi mulțumim lui Dumnezeu că avem sănătate în trupurile noastre. Câți dintre noi îi mulțumim și pentru aerul care respirăm? Și pentru pacea din familie? Și pentru pacea din biserică? Și pentru pacea din țară, câți dintre noi recunoaștem că prin îndurarea lui Dumnezeu se bucură omul de viață? Aceasta practic voia Dumnezeu, ca această mulțumire care pornește dintr-un cuget curat, dintr-o inimă neprefăcută, trebuie să pornească această mulțumire la adresa lui Dumnezeu și apoi spune cuvântul Domnului că împlinește-ți juruințele făcute celui prea înalt. Care le-ai făcut? Și câți dintre noi, fraților, am făcut juruințe și nu le-am împlinit? Ne mai mustră conștiința pentru aceasta? Spunea Apostolul Pavel despre cei care greșesc, care păcătuiesc și spunea în 1 Timotei, capitolul 5, versetul 20, spunea cuvântul Domnului așa, 1 Timotei 5, cu 20, că pe cei ce păcătuiesc, mustră-i înaintea tuturor ca și ceilalți să aibă frică. Iată de ce trebuie să mustri pe cel care trebuie sau cel care primește mustrarea se face înțelept sau priceput, cum am citit din proverbele. De ce? Pentru că prin mustrarea unuia care a greșit, care a păcătuit, ceilalți au frică. Acel care este mustrat se pocăiește. Și ceilalți care ascultă această mustrare, ei se luptă ca să nu greșească, să nu fie și ei mustrați la rândul lor. În felul acesta noi trebuie să ne păstrăm o conștiință curată, primind mustrarea din partea lui Dumnezeu sau a slujitorilor lui Dumnezeu care sunt puși în biserică să păstorească biserica. Și când aceste mustrări pornesc din față spre către cineva, fiecare trebuie să fie cu ochii în patru. Să ne rugăm Domnului ca nu cumva să greșesc și eu sau să fac ceva să mă audă toată biserica. Doamne, dă-ne pocăință în seara aceasta. Apoi, un alt verset în Tit, capitolul 1, versetul 13, spunea cuvântul lui Dumnezeu cam în felul următor. 1 cu 13... Mărturia aceasta este adevărată, vorbesc despre cretanii care sunt mincinoși și erau dintre ei, printre ei. Spune cuvântul lui Dumnezeu că de aceea mustră-i aspru ca să fie, cum? Sănătoși în credință. Primind mustrarea,
din partea lui Dumnezeu, eu în felul acesta îmi păstrez conștiința curată și scăp de mustrarea conștiinței care ar putea să o am în fiecare zi. Acum, fraților, să fim realiști. De câte ori, pentru cei sinceri vorbesc, și mă rog ca toți din locul acesta să fie sinceri, când ești sincer cu tine însuți, tu ești sincer și înaintea lui Dumnezeu. Sau când ești sincer cu cel de lângă tine, ești sincer și înaintea lui Dumnezeu. Și de multe ori când omul sincer se uită în el, tot timpul găsește lucruri care sunt de obiectat sau sunt de corectat. Nu este așa? Dacă vreți, fiți sinceri și puneți în practică. Eu am pus în practică lucrul acesta. Oricât ai vrea tu să-i placi lui Dumnezeu, tot mai găsești lucruri care trebuie să te îndrepți. Pentru aceasta, această școală pe care noi din fiecare zi trebuie să o avem și să venim la școală și să nu rămânem repetenți, noi trebuie să luăm aminte la mustrările din partea lui Dumnezeu ca să fim sănătoși în credință. Să scăpăm de mustrările conștiinței. Că altfel, frați și surori, vrăjmașul se luptă pe toate căile să ne adoarmă conștiința. De ce? Prin înșelăciune, prin șeletricul lui, el vine și spune: Ștefan, dacă azi ai spus o minciună, vezi că Dumnezeu nu se uită la toate acestea. Nu mă mustră conștiința. Mâine trag un pahar, pentru că se vorbea în zilele trecute, nu știu cine ne permite să facem lucrul acesta. Și Satan îmi spune: Ștefan, nu e problemă, stai liniștit, că Dumnezeu, sunt atâția care fac lucrul acesta. Nu mă mustră conștiința. Azi așa, mâine așa și încet cu încet conștiința noastră se adorme, vine adormită din partea vrăjmașului și atunci faci ce vrei, pentru că nu te mai mustră conștiința. În privința aceasta, spunea cuvântul lui Dumnezeu în 1 Timotei, în capitolul 4, versetul 2, despre cei care nu-i mai mustra conștiința, pentru că un om care nu-l mustră conștiința este dispus să facă orice, orice păcat posibil, orice nelegiuire posibilă și chiar să rătăcească pe alții de la credință. Ei, pentru aceasta spunea cuvântul Domnului de la 1 Timotei, capitolul 4, spunea așa: dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință. De ce? Pentru că nu ne mai mustră conștiința. L-am diminuat pe Dumnezeu în puterea Lui. L-am desconsiderat pe Dumnezeu, că El nu mai vede toate lucrurile, că nu mai judecă toate lucrurile, că dacă toată lumea merge într-un fel sau toată biserica, adunările merg într-un sens, așa trebuie să mergem. Și stăteam odată cu câțiva ani în urmă pe malul unui râu și vedeam un lucru frumos. Și mă gândesc că fiecare ați văzut lucrul acesta, că peștii înoată contra apei. Dacă apa merge la vale, peștele merge la deal. Ați văzut lucrul? Deci un pește viu înoată contra apei. Acum, fraților, dacă, ce știu eu, în lumea aceasta auzim internetul și toate mass media, avem la dispoziție orice, auzim ce se întâmplă în biserica din Canada, în biserica din America, auzim ce se întâmplă în India, auzim în câteva secunde auzim tot. Și dacă noi considerăm că, ce știu eu, lucruri slabe, vorbim de lucruri slabe acum, da? Dacă aud lucruri slabe că o biserică a făcut așa, a greșit, a păcătuit și nu a mustrat, că slujesc în continuare, păi așa trebuie să facem, în continuare. Ei, în felul acesta, aceasta este o rătăcire de la credință, pentru că eu nu mă pocăiesc de faptul că am greșit înaintea Domnului și spunea în altă parte cuvântul Domnului că nu numai că găsesc de bun pe cei ce le fac, deci, nu că nu, deci găsesc de bun și pe cei care le fac aceste lucruri. Și spunea cuvântul că Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii
se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhurile înșelătoare și de învățăturile dracilor, abătuți de fățărnicia unor oameni, deci de care vă vorbeam, care vorbesc minciuni, însemnați cu ferul roșu în însuși cugetul lor. Așa ajungem dacă nu ne mai mustră conștiința. Când conștiința este adormită, suntem însemnați înaintea lui Dumnezeu în cugetul nostru. Și apoi tot în Psalmul 50 spunea cuvântul Domnului că tu urăști mustrările. De ce? Pentru că eu, dacă conștiința mea este adormită, nu mai aud mustrarea lui Dumnezeu. Nu mai aud mustrarea păstorului, nu mai aud mustrarea care se vorbește în biserică, nu mai aud nimic. Pentru că le urăsc, pentru că conștiința este adormită. Și în ultimul rând, fraților, vreau să vorbesc despre cum ne putem păstra conștiința noastră trează sau cugetul nostru treaz. În privința aceasta spunea cuvântul lui Dumnezeu în Romani, capitolul 13, versetul 5, spunea cuvântul lui Dumnezeu în felul următor. De aceea, trebuie să fiți supuși nu numai de frica pedepsei, ci și din îndemnul cugetului. Deci o supunere din partea noastră care trebuie să o avem înaintea dregătoriilor, supunere în fața bisericii, înaintea bisericii, la rânduiala bisericii, supunere în familie, soțiile de soț, copiii de părinți, soții de Dumnezeu. E o legătură care fiecare dintre noi trebuie să fim supuși. De ce? Ca să ne păstrăm curați înaintea lui Dumnezeu. Apoi în 2 Timotei capitolul 3 spunea cuvântul lui Dumnezeu despre scriptura aceasta care trebuie să luăm aminte, versetul 3, capitolul 3, versetul 16, toată scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe. Luând aminte la cuvântul lui Dumnezeu, noi ne putem păstra conștiința noastră curată, trează, ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire. Deci, ascultând de cuvântul lui Dumnezeu, noi ne putem păstra conștiința noastră curată. Psalmul 119, versetul 9. Cum își va ținea tânărul curată cărarea? Cum? Îndreptându-se după îndemnurile altora? Nu? După cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă vorbim de tineri, vorbim și de oameni bătrâni, cum ne putem păstra curată cărarea? Îndreptându-ne după cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta. Apoi, în versetul, în Evrei, capitolul 12, spunea cuvântul lui Dumnezeu, în versetul 5, nu uitați sfatul pe care vi-l dă ca unor fii. Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de El. Dacă apostolul Pavel spunea că trebuie să mustri pe cei ce greșesc, care păcătuiesc, în fața tuturor, ca toți ceilalți să aibă frică și să aibă o credință curată, să păstreze o credință curată, iată, în seara aceasta apostolul Pavel vorbește despre oricine care se consideră un copil al lui Dumnezeu. Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de El. Fraților, mai bine să cădem în mâna lui Dumnezeu decât pe mâna oamenilor. Sau mai bine să avem parte de mustrare și îndreptare astăzi, cât mai am viață, decât atunci în fața scaunului de judecată când nu mai pot întoarce timpul înapoi. Înțelegem noi această realitate. Ne rugăm Domnului ca să ne dea o inimă înțeleaptă, să avem un cuget curat, să ne păstrăm un cuget curat, ca vrăjmașul să nu aibă câștig de la noi. Apoi spunea în Vechiul Testament că uită-te la, sau în Romani dacă nu cumva, uită-te la bunătatea lui Dumnezeu și asprimea lui Dumnezeu. Bunătatea lui Dumnezeu față de tine, pentru că m-a îngăduit până în seara aceasta, chiar fiind greșit, m-a adus până în seara aceasta, în locul acesta, ca să aud cuvântul lui Dumnezeu și să mă îndrept la El, să mă întorc la El din toată inima.
această bunătate pe care a avut-o Dumnezeu față de mine și asprimea lui Dumnezeu față de cei ce au căzut. Deci noi în seara aceasta, dacă luăm aminte la bunătatea și asprimea lui Dumnezeu, nu disprețuim mustrarea Domnului, vom căpăta o inimă înțeleaptă. Vom ajunge înaintea lui Dumnezeu cu un cuget curat. Și Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Apoi în Apocalipsa, capitolul 3, versetul 19, spunea cuvântul Domnului așa: eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care iubesc. Fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te. Pe cine mustră Dumnezeu, fraților? Un tată pe cine mustră? Pe copiii lui. De ce îi mustră? De ce? Că îi iubește, le vrea binele. De ce ne mustră Dumnezeu în seara aceasta? Ca să nu ne mustre conștiința în urma păcatului, Dumnezeu ne mustră în seara aceasta să luăm aminte la mustrarea Lui, să avem o inimă înțeleaptă, să nu greșim în ziua de mâine, când pășim din nou în lumea aceasta, să nu greșim nici cu ochii noștri, nici cu mintea noastră, nici cu mâinile noastre, nici cu picioarele noastre, ci toate mădularele noastre să fie în slujba Domnului. Și închei cu un verset care spunea cuvântul Domnului în Proverbele, că eu înțelepciunea am ca locuință mintea. Dacă noi vom avea o inimă înțeleaptă, înțelepciunea va locui în mintea noastră și Dumnezeu ne va da putere și înțelepciune ca pasul pe care îl facem, să-l facem cu atenție, să nu fie fatal, să nu greșim înaintea Domnului și Dumnezeu să ne dea această înțelepciune. Amin.